Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea. Încep știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Pregătiri pentru sărbătorile de iarnă la Câmpul Lung. Istoria se repetă. În 2021, un IMS traversează din nou deșertul african. Rezultate bune ale sportivilor pregătiți de Irinel Bădulescu la Cupa Vikingilor de la Pașcani. Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă în Câmpul Lung sunt în toi. Mușcelenii se vor bucura, începând cu data de 1 decembrie, de decorațiuni luminoase ce vor fi amplasate în municipiu, de un brad natural care a fost montat în piața primăriei, dar și de o nouă atracție destinată în special copiilor, un patinoar în aer liber. Sărbătorile de iarnă sunt și anul acesta umbrite de pandemia de coronavirus. În lipsa unor spectacole sau concerte, conducerea administrației locale s-a gândit să facă alte surprize câmpulungenilor. Bradul de Crăciun din acest an a fost deja amplasat în fața primăriei. Acesta este unul special și probabil cel mai frumos de până acum. În zilele ce vor urma, bradul va fi împodobit și o să devină o atracție pentru toți cei care vor poposi în centrul municipiului. Bradul a fost donat de o doamnă stabilită în urmă cu 20 de ani în Câmpul Lung. Se lucrează în această perioadă la montarea instalațiilor, a decorațiunilor. O parte dintre acestea au fost realizate, urmând ca și celelalte cartiere din municipiu să fie împodobite. În premieră, la Câmpul Lung, în piața primăriei, va fi instalat un patinoar artificial, de care se vor bucura atât copiii cât și părinții. Cred că este cel mai frumos brad pe care l-a avut Câmpul Lung vreodată de sărbători. Și surpriza e că vreau să le aduc o bucurie copiilor. Știți că am o slăbiciune pentru asta și copiii chiar merită. Și de la 1 decembrie o să avem și patinoar. Un patinoar spectaculos de 300 de metri pătrați pe care îl vom monta chiar aici în piața primăriei. O să fie gratuit. O să fie gratuit și închiriatul patinelor și ora la patinoar. Și o să mai avem noi mici surprize. Sper ca la începutul lunii viitoare să terminăm și insula de relații cu publicul din primărie. Încă se lucrează la iluminatul festiv, dar mă bucur foarte mult și vreau să-i mulțumesc pe această cale doamnei care a donat acest brad senzațional. Eu cred că bradul ăsta, dacă ar fi avut rădăcini, s-ar fi vândut undeva la 20.000 de euro. E un brad foarte frumos, din specia Douglas. E o doamnă care e născută în Dej, dar care trăiește de vreo 20 de ani în Câmpul Lung. Și m-am bucurat foarte mult să aflu că a dorit să facă această donație pentru Câmpul Lung. Îi mulțumim foarte mult! Când se vor aprinde luminițele? Luminițele se vor aprinde pe data de 1 decembrie, de Ziua Națională, și sper să fie frumos și să se bucure toată lumea. Sunt puțin mâhnită că există și oameni care sunt de rea credință și imediat după ce s-au montat diverse figurine și în grădina publică și în grui, au fost tăiate cu foarfeca aceste instalații și nici măcar nu am cuvinte să vă spun. N-are niciun sens să mai comentez. Cred că sărbătorile de iarnă, nașterea Domnului, ar trebui să fie pentru toți o bucurie. Și să fim sănătoși, să ne vedem în familie. Știu că în continuare COVID-ul ăsta ne face probleme. Tocmai de aceea m-am gândit că concerte nu putem să facem, nu prea putem să facem mare lucru. Și m-am gândit că ideea cu patinoarul este una bună, pentru că poți să țină și să fie păstrată și distanța, ar putea să intre pe patinoar până la 70 de copii, părinți, pentru că este destul de mare, are 300 de metri pătrați. Adică următorul, gândiți-vă că un astfel de patinoar
îl râvneau cei de la Timișoara pentru târgul de Crăciun de la Timișoara și o să vină la Câmpul Lung. De Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, câmpulungenii se vor bucura de luminile care vor fi aprinse în municipiul Câmpul Lung. Misiunile exercițiului Euromodex Argeș au continuat joi în orașul Mioveni. Modulele de CBRN din Portugalia și România au avut de gestionat situații privind contaminarea apelor și o situație privind primirea unei corespondențe suspecte la primăria Mioveni și în baza de operații. Iar modulele de pompare apă din Slovacia, Moldova și România au avut ca misiune găsirea unor soluții pentru pomparea apei pe o distanță de câțiva kilometri, ocolind lacul de acumulare Bascov, care a fost contaminat cu substanțe nocive. Misiunile primite de echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență din țară și străinătate fac ca timpul să treacă repede în cadrul exercițiului EU-RO-MODEX Argeș. Joi, modulele de CBRN din Portugalia și România au avut de gestionat mai multe situații produse pe teritoriul modului Stanului, cum ar fi contaminarea apelor, un accident în urma căruia surse radioactive s-au răspândit în zonă și au contaminat câteva persoane implicate în incident și primirea unei corespondențe suspecte la primăria Mioveni și în baza de operații. Modulele de pompare a apă din Slovacia, Moldova și România au fost nevoite să găsească soluții pentru pomparea apei pe o distanță de câțiva kilometri, ocolind lacul de acumulare Bascov, care a fost contaminat cu substanțe nocive. Pe parcursul misiunilor au mai fost supuși conform scenariului și unor factori externi meniți să-i sprijine sau să le îngreuneze intervenția, fiind vorba de jucători de roluri care erau localnici bucuroși sau supărați, un echipaj de la Serviciul de Voluntariat pentru Situații de Urgență Mioveni cu motopompă sosit în ajutor și găsirea de muniție neexplodată pe traseul de întindere a liniilor de pompare apă. Vrem nu vrem, fabrica Aro și mașina fabricată la Câmpul Lung rămân o pagină de istorie a unor vremuri întunecate. Mușcelenii vorbesc și acum despre performanța mașinii fabricate aici și despre cât de fiabilă a fost în comparație cu alte mașini de teren fabricate pe Mapamond. Doi clujeni, la aproximativ 20 de ani de când pe porțile fabricii s-a pus lacătul, aduc la viață vechiul IMS într-o călătorie în jurul lumii. Întreprinderea Aro și mașinile fabricate la Câmpul Lung rămân o filă de istorie de care mușcelenii sunt mândri. Orice mușcelean vei întreba despre IMS și Aro, acesta îți va spune povești incredibile despre acest autoturism. La 20 de ani de când s-a pus lacătul pe fabrica de la Câmpul Lung, doi clujeni au pornit într-o expediție eveniment în Africa, la bordul unei mașini de teren Aro IMS. Clujeanul Ioan Pogăcean și soția sa au plecat, la finele lunii trecute, într-o inedită expediție, în cadrul căreia și-au propus să traverseze, de la nord la sud, întreg continentul african la bordul unei mașini Aro istorice, un IMS M461. Ioan Pogăcean este de meserie inginer electrotehnist și este proprietar al unei firme care se ocupă cu prelucrări mecanice, dar este și un pasionat excursionist, expediționar și iubitor al mașinilor de teren produse cândva la Câmpul Lung Mușcel. Până acum, expediția în Africa cu IMS-ul a ajuns în Maroc, acolo unde bătrânul IMS trage tare să traverseze deșertul Sahara și munții Atlas. Undeva foarte aproape de granița cu Algeria. Vegetație în spatele la tunele de la Mătura. O să găsim o... Căutăm așa liber, un cort, un ceva din asta, o așezare de berberi, un loc unde să putem sta la noapte. Chestii de astea cu văzut de stele, în deșert. Nopțile de aici sunt imposibil de descris, când e vorba de câte stele și cum se poate vedea calea la pe. Nu este niciun fel de lumină de jur împrejur atâta ce se lasă în serarea și e un loc foarte, foarte bun ca să noptezi în natura. Noi putem și în mașină, nu avem nicio treabă, suntem absolut independenți, avem de tot, avem tot ce ne trebuie la mașină. Adică chestii de dormit, apă care e foarte importantă aici, mașină 4x4 care e foarte importantă aici, singur, bine cunoscut de acum. Este o asemenea așezare de genul ăsta. De bivuacuri, cu niște bivuacuri. În principiu te poți caza la oricare dintre astea. Dar căutăm ceva cât mai izolat.
De menționat că în anul 1970, o altă expediție românească a traversat Africa folosind un Aro M461, același model de IMS, folosit și de Ioan Pogăcean, însoțit de două microbuze TV produse tot în România. Intrarea Maicii Domnului în biserică, numită și aducerea Maicii Domnului la templu, cunoscută în popor sub denumirea de Vovidenia, este unul dintre praznicele împărătești ale Bisericii Ortodoxe, sărbătorit la data de 21 noiembrie. În Mușcel, Biserica din Schiei și Mănăstirea Ciocanu își vor serba hramul. Intrarea Maicii Domnului în biserică este prăznuită pe 21 noiembrie. Această sărbătoare este cunoscută în popor sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia. Este prima mare sărbătoare din postul Crăciunului, fiind o sărbătoare a luminii, aducătoare de bucurie. Sărbătoarea este cinstită de credincioși prin evlavie și prin ofrande. Numeroase bucate de post, pește și lumânări sunt duse la biserică și sfințite, apoi aceste ofrande sunt împărțite copiilor și săracilor din comunitatea respectivă. Intrarea în Biserica Maicii Domnului este pentru noi cu adevărat praznic. Praznic care în concepția Bisericii creștine este bucurie fără margini. Dacă vorbim de această bucurie fără de margini, este faptul că Fecioara Maria aduce și împlinește promisiunea lui Dumnezeu din Rai, în care promite repararea și mântuirea greșelii lui Adam în Rai. În momentul în care noi, aici la Câmpul Lung, sau la Ciocanu, sărbătorim intrarea în Biserica Maicii Domnului și la Mănăstirea Ciocanu, dacă din 1511 vorbim de mănăstirea noastră, putem spune că nu putem sub nicio formă să fim egoiști și să trăim o bucurie doar acolo. Restul se înțelege. Ceea ce îmi doresc din tot sufletul este ca să înțelegem că prin închinarea și prăznuirea intrării în Biserica Maicii Domnului, noi prăznuim, de fapt, mântuirea neamului omenesc întreg. Dacă zâmbesc și mă bucur de momentul praznicului intrării Maicii Domnului în biserică ca preot al Bisericii Ortodoxe împreună cu dumneavoastră, se traduce că avem, ne orientăm spre delicata responsabilitate față de demnitatea noastră ca oameni, ca români, ca virgulă creștini, în care, spunând că sărbătorim intrarea Maicii Domnului la noi la mănăstire, de fapt sărbătorim odată cu toate neamurile pământului mântuirea noastră a tuturor. Nu avem pretenția ca, de fapt, tatăl meu zicea că pe dealul Botoșanu nu intră, să nu băgați niciodată mai mult de 1000 de oi, că trăiți și voi rău și oile. În cazul acesta vreau ca sărbătoarea noastră să fie înțeleasă ca o bucurie a tuturor marilor pământului, în sensul că zâmbind și invocând cu lacrimi mila lui Dumnezeu, se poate răsfrânge oriunde dacă sărbăm la Ciocanu sau în celelalte biserici care sărbătoresc acest hram. În contextul momentului, aș vrea ca tot ce se întâmplă pe fața pământului și la noi la Ciocanu să fie sub ceea ce creștinii întotdeauna au fost convinși din partea Maicii Domnului, adică de puterea, de ajutorul și acoperământul ei. Așa, altceva n-am ce să spun. Programul este cel care îl știm. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne bucurăm aici și pretutindem toți. Amin. Pentru ca bucuria sărbătorii intrarea Maicii Domnului în biserică să nu fie umbrită de post, biserica a rânduit ca pe 21 noiembrie să fie dezlegare la pește. Biserica din Schiei Câmpul Lungului și mănăstirea de la Ciocanu din comuna Bughea de Jos își vor serba hramul.
În urmă cu o săptămână s-a desfășurat la Pașcan cea de-a doua ediție a Cupei Vikingilor la kickboxing. Competiția a adunat la start 185 de sportivi de la 14 cluburi din țară, printre care s-a numărat și ACS Ambiția Irinel. Clubul câmpulungean ACS Ambiție Irinel a participat cu 11 sportivi la cea de-a doua ediție a Cupei Vikingilor desfășurată la Pașcani. Aceștia au urcat în ring cu dorința de a câștiga fiecare meci, însă nu toți au urcat pe podiumul de premiere. A fost o competiție foarte frumoasă. De fapt, toate zonele după acolo și la Baia Mare și Palea sunt altfel oamenii. Nu prea sunt certuri, se organizează frumos, meciurile sunt echilibrate. Am participat cu 11 sportivi, 3 dintre ei au intrat într-o piramidă, unul din păcate a pierdut primul meci, ceilalți doi mi-au câștigat piramidele. E vorba de Enache Romeo și de Miloiu Daniel, ambii sportivi, unul cu experiență, unul cu mai puțină experiență, dar spre norocul nostru a fost bine. Ceilalți sportivi s-au bătut în fight card, unde toți sportivii au fost mulțumiți. Pentru că s-a văzut experiența, cei care au avut experiența mai bună au câștigat. În principiu am adus niște trofee frumoase acasă, în loc de medalii s-au dat niște trofee. Romeo Enache și Daniel Miloiu sunt sportivii care au reușit să iasă învingătorii la acest turneu, optând să lupte în piramidă. Tot în piramidă a optat să lupte și sportivul Eric Ștefan, care din păcate a pierdut. Am participat la club la Pașcan, m-am întors cu locul întâi bătându-mă în piramidă, având primul meci knockout și în al doilea meci am făcut pe adversari să renunțe din a doua repriză. Cum ți s-au părut adversarii? Niște băieți buni, puternici, rezistenți. Deci au fost și ei pregătiți? Da. Numai că tu le-ai dat knockout-ul. Am vrut să... Ce te-ai întors de acolo, cu diplome? M-am întors cu o diplomă și cu o cupă. Câștigând și o pereche nouă-nouță de mânuși. La competiția de la Pașcani am obținut locul 4. Cum a fost? Cum ți s-au părut adversarii? Pot spune că am avut un adversar destul de ok. Cum ți-a venit ideea să faci parte din acest club al lui Irinel? Păi eram mic și am vrut prima dată să mă duc la box. Și nu m-a primit pentru că eram foarte mic. Și a vorbit tata cu maestru de la box și mi-a arătat că mai deține cineva, doar că este kickboxing. Și seara am vorbit cu maestru și am ajuns acolo și de acolo am început. Și sportivele Andreea Focșanu și Andrada Neacșu au participat la acest turneu întorcându-se victorioase acasă. A fost foarte grele meciurile, chiar foarte grele și am câștigat. La Pașcani acum am câștigat prin knockout, iar în Egipt am avut două meciuri, din păcate la ambele am pierdut, dar chiar foarte grele meciurile și adversari pregătiți. Și cu ce te-ai întors acasă? Diplome, medalii? Acasă, din Egipt, m-am întors cu două medalii de argint, două medalii, două diplome și titlul de dublă vicecampioană mondială. Iar de la Pașcani? De la Pașcani m-am întors cu o cupă de aur și o diplomă. Am participat săptămâna trecută la o competiție care se desfășura la Pașcani. A fost o competiție foarte frumoasă, cu multe premii frumoase. Din păcate am obținut locul 2. Am fost ambele sportive foarte pregătite. A fost un meci puternic, frumos din punctul meu de vedere și ne mai întoarcem și acolo. De cât timp faci parte din acest club? Știu că m-am înscris acum 3 ani, tot prin perioada aceasta de toamnă, octombrie-noiembrie bănuiesc. Am continuat, mi-a plăcut și vreau să evoluez cât mai mult. O parte dintre sportivii antrenați de Irinel Bădulescu s-au întors acasă cu trofee și diplome. Unii dintre ei au participat pentru prima dată la o competiție și chiar dacă nu au câștigat de această dată, au învățat de la adversari cum trebuie să fie în ring. În primul meci din prima etapă a returului Ligii I, FC Argeș va întâlni pe stadionul Nicolae Dobrin pe Universitatea Craiova. Albi-violeții sunt dornici de revanșă după înfrângerea suferită acasă în întâlnirea cu FC Botoșani. În prezent, argeșenii ocupă locul 9 cu 21 de puncte acumulate. După două săptămâni de pauză competițională, prilejuită de partidele reprezentativelor României, în acest weekend se va relua Liga I. FC Argeș va întâlni duminică de la ora 18 pe propriul teren
pe Universitatea Craiova în prima etapă a returului. Partida de pe stadionul Nicolae Dobrin contează pentru runda cu numărul 16 din Casa Liga 1. După prima parte a sezonului, FC Argeș ocupă locul 9 cu 21 de puncte, iar Universitatea Craiova se situează pe locul 3 cu 28 de puncte. Atât piteștenii cât și oltenii nu au un moral prea bun după eșecurile din runda precedentă, ambele pierzând la limită scor 0-1, partidele cu FC Botoșani, respectiv Farul Constanța. În tur, Craiova s-a impus pe stadionul Ion Oblemenco cu 1-0, golul oltenilor fiind marcat de Andrei Ivan. Chiar dacă a pierdut acel meci, echipa din Trivale a lăsat o impresie destul de bună, iar dacă atacantul Velo Lupeta era mai inspirat în fața porții, FC Argeș putea pleca cu punct sau puncte din bănie. Antrenorul Andrei Prepeliță și mijlocașul Denis Dumitrașcu sunt dornici de revanșă după eșecul din tur. Universitatea Craiova e o echipă care până la meciul cu Farul a avut un parcurs foarte bun. O echipă matură, o echipă cu jucători cu experiență, cu calitate. Un antrenor foarte bun, pe care îl cunosc bine, cu care am lucrat 2 ani la Steaua. Ne așteaptă un meci greu, dar așa cum v-am spus, vrem să începem bine. Ne-am pregătit bine în aceste 2 săptămâni. Echipa cred că arată bine, chiar dacă ultimele 2 meciuri am pierdut. Meciul cu FCSB în 3 minute am pierdut totul, dar așa ca joc am arătat bine. Chiar și prima repriză cu Botoșani, echipa a pus presiune pe adversar, a avut o posesie de 65%. Chiar dacă după aceea, știți foarte bine, am declarat-o și după meci a doua repriză, nu a fost ceea ce ne-am dorit. Și sper să ne luăm revanșa și a fost un meci bun din partea noastră. Am avut câteva ocazii rarisime, mi-am aduc aminte meciul parcă ar fi fost ieri. Dar ăsta este fotbal și noi am câștigat unele meciuri când am jucat mai puțin bine și am pierdut alte meciuri când echipa arăta bine. Chiar aceste ultime 2 meciuri. Întâlnim o contracandidată la titlul a CFR-ului și sper eu să luăm cele 3 puncte. Au jucători de calitate de la mijloc în sus, dar prin forța grupului sper să batem valoarea individuală a lor. Atul nostru este echipa, în primul rând, să fim uniți, să fim concentrați la fiecare meci și să scoatem maxim. Pentru că anul trecut am reușit mai multe puncte afară. Eu personal îmi doresc să rămânem cu acele puncte și să strângem și mai multe puncte acasă. CS Mioveni va evolua în etapa a 16-a, prima a returului, luni de la ora 17:30 pe stadionul Orășenesc. Galbenverzii vor primi vizita celor de la Gazmetan Mediaș, echipa aflată și ea în afara play-out-ului în acest sezon. Galbenverzii vor primi în prima zi a săptămânii viitoare vizita celor de la Gazmetan Mediaș. Elevii lui Alexandru Pelici nu concep să nu obțină toate punctele puse în joc. În tur, la Mediaș, gazdele s-au impus cu 1-0, scorul fiind însă nedrept cu realitatea din teren. Jocul de luni a fost prefațat într-o conferință de presă de antrenorul Alexandru Pelici și jucătorul Ionuț Balaur. Începe returul acestui campionat. Mai avem 6 jocuri până intrarea în vacanță, 6 jocuri din care încercăm să facem cât mai multe puncte, minim 6-7 puncte care să ne dea o oarecare liniște în ceea ce privește vacanța de iarnă. Primul joc întotdeauna este cel mai greu. Gazul vine după câteva jocuri bune, după un rezultat bun, după o victorie contra Chindiei, în inferioritate numerică. Cu siguranță jocul are o importanță aparte pentru că întâlnim de data aceasta chiar o contracandidată în lupta noastră pentru evitarea retrogradării. Așa că importanța punctelor este foarte mare. Siguranță va fi un meci greu, toate sunt grele, dar întâlnim un adversar, ca să zic așa, de nivelul nostru, care se află într-o poziție asemănătoare cu a noastră, mă refer aici în play-out. Dacă până acum am întâlnit adversari ca Botoșani, Muta, care speră să prindă play-off-ul și în aceste meciuri cred că am arătat că suntem o echipă bună și am făcut un fotbal bun. De data aceasta întâlnim un adversar care
se luptă cu noi în play-out și sperăm să obținem cele 3 puncte pentru a-i depăși în clasament, pentru a ne vedea de ultimele 5 meciuri care mai sunt de disputat în acest an. Liderul Ligii a 4-a, CSR Ucăr, va primi în cea de-a 12-a etapă vizita celor de la CSC Suseni. Este un meci care cu siguranță le va aduce rucărenilor 3 puncte și consolidarea rezultatului pentru a rămâne pe prima poziție a clasamentului. Locul 2 în clasament va fi disputat de echipele ACS Intercâmpulung și ACS Poiana Lacului, care vor juca în deplasare, iar în funcție de rezultat se va păstra actuala ordine a clasamentului sau se va face rocada. Sâmbătă și duminică, 20 și 21 noiembrie, se va disputa etapa a 12-a din cadrul Ligii a 4-a. Derbiul acestei etape va fi la Rucăr, acolo unde echipa din localitate va întâlni pe CSC Suseni. Aflați pe primul loc al clasamentului, rucărenii au șansa, printr-o victorie acasă, să își consolideze poziția de lider. În schimb, ACS Intercâmpulung se va deplasa la Pitești, unde va da piept cu ACS Speed Academy. Elevii lui Ovidiu Tică și Alin Durdun sunt obligați să câștige cel puțin un punct pentru a rămâne pe locul 2 al clasamentului. Calculul hârtiei face ca și echipa de pe locul 3, ACS Poiana Lacului, care are 23 de puncte acumulate, la fel ca Intercâmpulung, însă cu un golaveraj mai mic, să obțină puncte în deplasarea pe care o face la Lerești. O victorie a celor din Poiana Lacului și o înfrângere a Interului la Pitești va duce la schimbarea poziției între cele două în clasament. În urma meciului disputat în etapa 11-a dintre Intercâmpulung și ACS Energia Stolnici, care s-a încheiat înaintea celor 90 de minute regulamentare din cauza indisciplinei mai multor jucători de la oaspeți, Comisia de Disciplină a Asociației Județene de Fotbal Argeș a hotărât să acorde o serie de penalități jucătorilor. Astfel, Cătălin Raimond Vasile de la ACS Energia Stolnici este suspendat 18 etape și trebuie să plătească o penalizare de 1000 de lei. Tomiță Olteanu de la aceeași echipă a fost suspendat timp de un an și va trebui să plătească o penalizare de 1000 de lei, iar Valentin Florin Grigore va sta pe tușă 2 jocuri și va plăti o penalizare de 300 de lei. Programul meciurilor din Liga a 4-a, etapa a 12-a. ACS Costești, CS Sporting Pitești, CS DLR Pitești, ACS Bălilești, ACS Energia Stolnici, ACS Viitorul Bârla, ACS Victoria Buzoiești, CS Mioveni, AS Lerești, ACS Poiana Lacului, CS Rucăr, CSC Suseni, ACS Speed Academy Pitești, ACS Intercâmpulung, AFC Juventus Victoria 1992 Bascov Stă. Mâine avem vreme predominant frumoasă în județul Argeș, cu temperaturi ceva mai ridicate, de până la 17 grade Celsius. În nordul județului avem 11 grade la Nucșoara, 13 la Mușetești, 14 grade se vor înregistra la Vlădești, iar la Câmpulung vom avea temperaturi de până la 12 grade Celsius. Temperaturi mai ridicate avem și în sudul județului, de 15-16 grade. Cel mai cald va fi la Pitești, aici termometrele vor indica valori de până la 17 grade. Și în județul Dâmbovița avem vreme frumoasă și temperaturi mai ridicate. Maximele vor atinge valori de până la 17 grade Celsius și aici. În nordul județului avem 11 grade la Râul Alb, 15 grade la Voinești. Iar în sud avem temperaturi de 14-16 grade. Și la Târgoviște avem vreme frumoasă cu temperaturi de până la 17 grade. La noapte cerul va fi noros la Câmpulung, iar temperaturile se vor încadra între 2 și 4 grade. Mâine avem vreme predominant frumoasă la Câmpulung, cu temperaturi de până la 12 grade Celsius. Ultima zi a acestei săptămâni, dar și prima zi a săptămânii viitoare, vin cu vreme frumoasă și temperaturi de până la 13 grade. Atât pentru astăzi. Eu vă aștept și săptămâna viitoare cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În continuare puteți urmări emisiunea Obiectiv Mușcelean. Să aveți vizionare plăcută și un weekend frumos. La revedere!